la 1 aprilie apar modificări în circulația mai multor trenuri. Astfel, trenul Interregio 1746 Baia Mare București Nord va pleca din stația Baia Mare la ora 5 și 17 minute, iar trenul Regio 6827 2 Baia Mare Statu Mare Nirbranii va pleca din stația Baia Mare la ora 4 și 23. De asemenea, de luna viitoare vor fi anulate patru trenuri care fac legătura cu Satul Mare și Jibou și vor fi introduse două trenuri regionoi. Termenul limită de depunere a declarațiilor fiscale în această lună este 27 martie. Reprezentanții fiscului informează că începând cu luna aprilie vor demara acțiuni de control fiscal pentru verificarea legalității și conformității declarațiilor pentru toate categoriile de contribuabili mari, mișlocii și mici din toate domeniile de activitate economică, inclusiv cel financiar bancar. Muzica Refugiații vor primi pachete cu alimente cu ocazia sărbătorilor pascale. Asociația foștilor refugiați din Ardealul de Nord, Basarabia și Bucovina, filiala Baia Mare, va distribui membrilor săi aceste ajutoare în zilele de 28 martie, 4 și 11 aprilie, la sediul Caspev de pe strada Săsarului numărul 3. Beneficiarii trebuie să se prezinte cu carnetul de refugiat și să fie cu plata cotizației la zi.